Luna mai este luna promovării economiei sociale și este dedicată organizării unor evenimente și acțiuni de conștientizare a importanței dezvoltării acestui sector pentru întreaga societate. Economia socială este ansamblul activităților private cu caracter economic și social servind interesul general, interesele unei colectivități sau interesele personale nepatrimoniale prin creșterea incluziunii sociale și furnizarea de bunuri, prestarea de servicii și execuția de lucrări. Contribuind la dezvoltarea comunităților locale, economia socială are ca obiective consolidarea coeziunii economice și sociale, ocuparea forței de muncă și dezvoltarea serviciilor sociale. Pentru îndeplinirea acestor obiective, entitățile economiei sociale desfășoară activități de interes general, între care producerea de bunuri, prestarea de servicii, execuția de lucrări care contribuie la bunăstarea comunității sau a membrilor săi, promovarea cu prioritatea unor activități care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparținând grupului vulnerabil, dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicată persoanelor din grupul vulnerabil, dezvoltarea serviciilor sociale pentru creșterea capacității de inserție pe piața muncii a persoanelor din grupul vulnerabil. Atestarea întreprinderilor sociale și certificarea întreprinderilor sociale de inserție sunt gratuite și se realizează de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă prin agențiile județene, respectiv AJOFM Hunedoara. Compartimentele de economie socială din cadrul agențiilor teritoriale informează și acordă sprijin metodologic pentru derularea procedurii de atestare, certificarea întreprinderilor sociale și a celor de inserție, precum și pentru desfășurarea activității acestora în raport cu drepturile și obligațiile acestora în calitate de întreprinderi sociale sau întreprinderi sociale de inserție. Întreprinderile sociale și cele sociale de inserție beneficiază de gratuitate pentru emiterea atestatului și mărcii sociale, precum și înregistrarea în Registrul Unic de Evidență a Întreprinderilor Sociale.